Dua Lipa, Love Again. Am ascultat pe drum cu prioritate. Am făcut așa puțină încălzire în așteptarea lui Cătălin Striblea pentru rațiunea zilei. A sosit și Cătălin între timp. Salut! Salutare, bine v-am găsit! Bine ai venit, Cătălin. De-abia așteptăm să auzim ce vești ne mai aduce astăzi. Presimt așa că ne vei duce spre graniță, pentru că se întâmplă niște lucruri. Via Palatul Cotroceni, Radu, să știi că a vorbit președintele nostru, are activități și ieri și astăzi, e o săptămână plină și uite că vine și iarna. Astăzi e realmente important, sunt câteva vești pe fondul a ceea ce se întâmplă la granița Ucrainei, dar hai să vă povestesc. O să te întreb doar atât, vine sau nu vine războiul? Și te întreb foarte serios, însă răspunsul ni-l oferă Cătălin imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Imediat răspund și la întrebarea ta. Să știi că sunt două școli de gândire aici. Analiștii nu sunt cu toții de acord, dar să ne uităm la evenimentele de astăzi. Întâi, ele spun în felul următor. Președintele Iohannis a solicitat, căci acesta este termenul, cred, o prezență militară americană mai importantă în partea asta de lume, adică în România. Ar fi de dorit să existe aici mai multe trupe americane, spune președintele Iohannis. El a avut un discurs, sigur, mai lung pe tema problemelor de la granița Ucrainei, având o întâlnire cu diplomații români, cu ambasadorii și consulii români din diverse state ale lumii și le-a explicat poziția României în actualul context geopolitic. Și spune domnul președinte că România respectă întru totul și contribuie la politica NATO, că își dorește mai multe trupe aici și că, desigur, e preocupat de ceea ce se întâmplă la granița ucraineană. Și aici vin la întrebarea ta, Radu. Da, într-adevăr, dacă există posibilitatea unui război, sigur că există, nu știm în ce măsură, e foarte greu de calculat. Astăzi există o întâlnire, chiar în orele acestea, are loc o întâlnire într-un organism care se numește Consiliul NATO-SUA. Este un organism de negociere între NATO-Rusia, scuze, este un organism de negociere între NATO și Rusia asupra diverse probleme delicate și cele două părți s-au întâlnit aici să stea de vorbă despre ce se întâmplă la graniță, dar și despre extinderea NATO în Ucraina. Rezultatul acestor negocieri, partea rusă a spus-o destul de răspicat, ar putea să fie mai curând pesimist. Adică Rusia cere NATO să nu se extindă în Ucraina, ba mai mult de atât are o cerere din asta care e absolut halucinantă din punct de vedere al NATO și al aliaților săi, și anume ca armate NATO să nu fie deloc în zona care a aparținut în trecut pactului de la Varșovia. Adică, ca să înțeleagă toată lumea, să nu mai existe militari americani în Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Ungaria, asta și-ar dori Rusia. E o cerere maximală respinsă de absolut toată lumea. De partea cealaltă, alianțele democratice spun că Rusia trebuie să-și ia armata de la granița Ucrainei. Astăzi sunt acolo 100.000 de militari masați în zona respectivă, 3.000 dintre ei participă chiar în aceste ore la manevre în foarte aproape de granița ucraineană și armata americană a cerut rapoarte de vreme, pentru că e o vreme foarte potrivită unei invazii cu vehicule grele. Este frig și pământul este înghețat, ceea ce favorizează acest lucru, adică e, cum se spune diplomatic și militar, o fereastră de oportunitate. Dacă nu se întâmplă în zilele friguroase, în primăvară cu atât mai puțin că va fi noroi și e greu să... Au mai pățit-o unii, da. Au mai pățit-o unii. Deci, în acest moment, spuneam că sunt două școli de gândire, cei care spun că Rusia, de fapt, negociază câteva lucruri cu Statele Unite și anume influență în zona asta. Alții spun de-a dreptul că ar putea să fie război, căci nu ne poate amenința la nesfârșit Putin. N-aș putea să dau un răspuns clar, nu mă aventurez aici, dar în orice caz
ceea ce se întâmplă între cele două părți, noi o simțim în buzunare și pentru toată lumea e destul de clar. Să știți că gazele și căldura e scumpă și din cauza acestei nenorocite de crize și a comportamentului de șantaj al Rusiei în fața Occidentului. În orice caz, la Europa FM este un subiect pe care pot să-l urmărim, vă dați seama, de zi cu zi. Asta ne-ar mai lipsi un război pe lângă nenorocirile pe care le avem în față. Exact așa voiam să închei și eu întâlnirea noastră de astăzi. Să sperăm totuși că anul ăsta 2022 va fi un pic mai blând cu noi, măcar să rămânem doar cu pandemia asta pe care o sperăm să fie și pe duc așa. Adică să fie ultimul val, știi? Da, asta da. Dar valul ăsta va fi complicat. Dacă vrei, mâine vorbim mai mult, că sunt și acolo câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Mulțumesc, Cătălin Striblea. Ne reîntâlnim mâine la Rațiunea Zilei pe drumul Pioritate și la România în direct după ora 13.